Festivitățile de la Buzău, ocazionate de Ziua Jandarmeriei Române, au debutat cu intonarea imnului de stat al României, apoi a urmat un ceremonial religios. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești, pe toate le ținești, Vizierul bunătăților și Tătătorul de viață, vino și te străjuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. De asemenea, zeci de ofițeri și subofițeri au fost avansați în gradul următor înaintea expirării stagiului minim. În același cadru festiv au fost decernate diplome și premii câștigătorilor competițiilor sportive organizate luna trecută sub egida Cupa Jandarmeriei Române 2023. Diplome de excelență au fost oferite și conducerilor instituției, prefectului Consiliului Județean, Primăriei Buzău și Diviziei 2 Infanterie Getica. Moment deosebit, Ziua Națională a Jandarmeriei Române, 1850, 3 aprilie, moment extraordinar. Ne străduim și noi ca primărie să avem o colaborare, am folosit de mai multe ori cuvântul exemplar, o colaborare exemplară cu toate instituțiile statului spre a propăși, dezvolta, duce la progres comunitatea noastră. În afară de profesionalismul dumneavoastră, care într-adevăr există, am învățat ceva, că numai în echipă se poate și practic ați devenit o familie. Asta este un lucru senzațional, practic, în afară de familia de acasă, sunteți o familie mare a dumneavoastră, a colegilor, că sunteți adevărați colegi. Este extrem de important pentru mine ca prefect să am acest tablou în care fiecare știe ce are de făcut. Iar și la dumneavoastră, aici la jandarmerie, concluzia mea după un an jumate este că știți ce aveți de făcut, v-ați câștigat încredere și vă doresc să o țineți tot așa. La mulți ani! Totodată, începând de astăzi, au fost încadrate în structurile Jandarmeriei Buzoiene două noi angajate. Una dintre ele este fosta jurnalistă Campus TV Alexandra Vasile, de astăzi noul purtător de cuvânt al instituției. Cu data de 1.4.2023, Vasile Alexandra, ca urmare a declarării admis la concursul organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, se cheamă rândul cadrelor active al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Inspectoratului de Jandarmerie de Județean Buzău, îi se acordă gradul de sub-lieutenant și se numește în funcția de ofițer specialist 2, informare, relații publice și cu publicul. Bine ați venit, oamenilor doar de admis. Bine ați venit. Cel mai important moment al ceremoniei a fost acordarea distinției de jandarm de onoare al județului Buzău. Plutonierul adjutant șef Dorel Preda este unul dintre jandarmii buzoieni cu cea mai mare experiență, cu ani mulți petrecuți în teatrele de operațiuni din afara țării. De asemenea, subofițerul, care are în spate o carieră de 30 de ani, este instructor de judo și comandantul grupei de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale. Nu sunt sigur singurul care ar putea primi așa ceva, mai am colegi, dar cred că a venit rândul meu, nu știu. Mulțumesc încă o dată, domnul comandant, e o onoare și sper să mă ridic continuare la nivelul distincției primite. În urmă cu câțiva ani, ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, am mai făcut obiectul propunerii, dar la momentul respectiv chiar dânsul a venit cu inițiativa să cedeze în favoarea unui coleg mai în vârstă, în urmă cu 3 ani. Dincolo de activitatea, cum am precizat mai devreme, în plan sportiv, pentru noi este un om de bază în ceea ce privește misiunile complexe pe care le executăm la nivelul unității, având în vedere calitatea lui de lider la nivelul subunității de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale. În fiecare an, la 3 aprilie, este sărbătorită Ziua Jandarmeriei Române, marcând astfel data la care, în 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei, a aprobat hotărârea Divanului Obștesc, semnând practic actul de înființare a jandarmeriei.